Mesajul din seara asta se numește credință de neoprit. Dacă ești obosit, asaltat de ispite, cam în fiecare zi, și ai ajuns la capătul puterilor, sincer te înțeleg, am și eu momente din astea. Cred că fiecare din noi trecem pe acolo când bate frica la ușă și aproape că dărâmă ușa și din toate puterile tale încerci să ții, dar bate panica, bat creditorii, sună banca, n-ai cu ce plăti chiria, nu-ți mai ajunge, te gândești, Doamne, ce să fac cu viitorul, cu copiii mei, oare ce se va întâmpla cu ei? Și știi, sunt momente când, așa cum zic că americanii au ei o vorbă, ajungi la capătul sforii sau ajungi la capătul puterilor, cum zice românul. Și sincer, cu toții avem momentul ăla. Dar când ajungem la capătul puterilor, trebuie să știm la cine să strigăm. Amin? Pentru că avem un Dumnezeu al nădejdii. Și îți spun, dacă frica ta, rușinea ta, stresul tău, panica ta a ajuns cronic, atunci ai nevoie de un miracol. Am întâlnit, dragii mei, oameni care sunt în biserică de 10, de 15, de 20 de ani cu dureri de cap și n-au făcut niciodată o rugăciune pentru durerea lor de cap. S-au obișnuit cu boala, s-au obișnuit cu starea în care locuiesc, s-au obișnuit cu starea aia de fapt, s-au obișnuit cu stresul ăla. Mă doare, dar n-am ce face. Nu pot merge cum trebuie, dar n-am ce face. Nu văd bine, dar n-am ce face. Dragul meu, există o soluție și soluția se numește Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul. Amin. El e Dumnezeul nădejdii. Dacă e cronic, ai nevoie de un miracol. Întoarce și spune-te vecinului exact lucrul ăsta. Vio, dacă e cronic, ai nevoie de un miracol. Haideți să spunem. Spune vecinului, spune la cea de lângă tine. Dacă ai o problemă cronică, crede-mă, ai nevoie de un miracol. Marcu, capitolul 5, de la versetul 25, citim. Marcu, capitolul 5, de la versetul 25, este una din cele mai extraordinare povești ale Scripturii, în care vedem o femeie care întoarce imposibilul în posibil prin credința în Iisus Hristos. Ea avea o problemă incredibil de grea, o problemă cronică și Biblia o descrie așa. Și era o femeie care de 12 ani, oameni buni, de 12 ani, avea o scurgere de sânge. O să explic mai pe detaliat, mai încolo, ce înseamnă asta. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea. Și nu a simțit nicio ușurare, încă îi era și mai rău, spune Scriptura. A auzit, credința vine în urma, a auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de poala hainei lui. Căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Oare ce a vorbit în ea aici? Credința. A vorbit vocea credinței. Și îndată, spune Scriptura, spuneți îndată, citim împreună, și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut și el îndată că o putere a ieșit din el, slăvit să fie Domnul, în el este putere! Aleluia! O putere a ieșit din el și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Versetul 33, femeia înfricoșată și tremurând că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, citim împreună, fiică, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Dragii mei, este o poveste extraordinară, adevărată, care s-a întâmplat. Dumnezeu, Iisus Hristos, Domnul nostru, mergea pe străzile Ierusalimului, în Galileea, în Capernaum și în urma lui rămâneau minuni. Biblia spune că el este bogat în fapte bune și făcător de minuni. Ăsta e Dumnezeul pe care îl slujim și îmi place că el era în drum spre o altă însărcinare a lui, spre casa lui Iair. Dar ce se întâmplă? Se întâmplă că femeia asta avea o boală de 12 ani, avea o scurgere. În original acolo, în limba greacă, spune că ca și cum avea o venă din care curgea tot timpul, țâșnea sânge și trebuia să o lege. Gândește-te ce bătaie de cap era, ce bătaie de cap era. Nu numai asta, dar gândește-te ce slăbit fizic este omul care pierde sânge în fiecare zi. E, dar mai dacă pierzi într-o zi, dacă dai sânge și îți ia din venă, te duci, dai 3-4 fiole și deja merge așa. De-aia că de 12 ani trecea prin trauma asta. Era greu de tot, era greu de tot. Zice Scriptura că
Era slăbită fizic această femeie, dar era și izolată social. Noi știm din legea lui Moise că o femeie cu scurgere de sânge era izolată de tot poporul, de multe ori pusă în afara taberei. Oameni buni, femeia asta n-avea nicio șansă din punct de vedere social, era izolată de 12 ani de zile, mai mult. Era izolată și de familie, pentru că nu avea voie, conform legii lui Moise, să atingă pe cineva, nici să fie atinsă. Imaginează-ți ce distrugere, ce, pe lângă că era terminată fizică, era la capătul puterilor, făcusă tot ce ține de ea și nu avea nicio șansă. Emoțional, cred că era toarsă. În 12 ani nimeni să nu dea mâna cu tine, în 12 ani nimeni să nu te atingă, în 12 ani nimeni să nu-ți dea o îmbrățișare. Știi cum ai fi? Ca biscuitele la uscat de pe timpul lui Ceaușescu. Ai fi disperat după o atingere, ai fi disperat. Femeia asta era izolată social, dar și emoțional. Doamne, avea stigma asta pe ea, nu putea face parte din societate și probabil, nu ne spune Scriptura, dar cel mai probabil trăia într-o cameră separată. Familia îi făcuse probabil un coteț acolo în spate sau o cămăruță unde să stea, pentru că atâta timp cât scurgerea de sânge nu înceta, ea trebuia să stea izolată. Și voi știți cum sunt evrei, evreii sunt foarte, foarte pretențioși la lege, erau foarte prețioși la legea lui Moise. Ce se întâmpla dacă ea călca această poruncă? Putea să fie ucisă de pietre, cu pietre scuse, de familia ei, de soțul ei, de copiii ei, de orice alt vecin care știa, uite-o pe Ioana, dă-i! Pentru că nu avea voie să iasă de acolo, să atingă pe absolut nimeni, pentru că omul acela automat devenea necurat. Femeia asta, deci, avea stigma aceasta, era necurată. Gândește-te, o povară fizică incredibilă. Să curgă din tine sânge, să nu poate fi oprit. Biblia spune mai mult aici și îmi place cum spune Scriptura că această femeie suferise mult de la mulți doctori. Și acolo am stat un pic să mă adâncesc în text și în comentarii. Și acolo spune că mulți doctori făcuseră experimente pe ea, tratamente experimentale. Fusese un fel de cobai, nu ieșise nimic. Pe lângă asta, pe lângă că înșelaseră așteptările, gândește-te, așteptări înșelate, tratamente experimentale, suferise mult, spune Scriptura, de la toți, mult de la toți doctorii. Dar mai e ceva, femeia asta cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă îi era mai rău. După toată zbaterea, după tot chinul, eu am văzut oameni bolnavi, oameni buni. Am fost și eu bolnav, știu ce înseamnă să nu se spună doctorul în față, mă, omule, tu nu o să mai mergi niciodată. Am văzut oameni bolnavi, am văzut oameni leproși, am văzut oameni care li s-a dat un verdict negativ și care nu mai au te uiți în ochii lor și n-au nicio speranță. Femeia asta, gândește-te cum era, pe lângă că era izolată total, social, era apăsată fizic, slăbită. Cred că era la capătul puterilor, cred că abia se mai ținea de un fir de speranță. Și Biblia spune, îi era mai rău, nu mai bine. Dar se întâmplă ceva cu ea. Biblia spune în versetul 27 și aici începe vestea bună. A auzit vorbindu-se despre Iisus. Dar vedeți, versetul ăsta este prea mic în cartea asta, ar fi prea mică să ne spună toată narațiunea. Ce s-a întâmplat? Probabil că Domnul trecea pe acolo prin cetatea, prin satul ei și deodată a început să audă. Văd! Văd! Au! Oh, am început să merg! Am început să merg! Wow! Am fost vindecat! Copilul meu a fost vindecat! Pentru că în urma Domnului Hristos se întâmplau miracole. Biblia spune, toți care l-atingeau se vindecau. Și auzind asta, ce a început să crească în ea? Probabil că stătea după ușă, ușor, ușor să crească nivelul credinței. Wow, vede! Wow, îl știu pe George, merge! Wow, a fost născut cu o gaură în inimă și vindecat copilul lui Georgica! Wow! Wow! Wow, se poate! Și a început să schimbe narațiunea minții ei. Dragul meu, vreau să întreb, ce narațiune spui? Îți spui narațiunea, spui, citești din planul diavolului, niciodată nu o să mă vindec, niciodată nu o să fiu măritată, niciodată nu o să am copii, niciodată, și l-ai pus pe niciodată și pe nu în brațe, sau încep să schimb narațiunea. Ascultă-mă, Dumnezeu este prezent aici, nu că o spun eu, pentru că a promis-o El, unde doi sau trei se adună în numele Lui, El a promis că este în mijlocul lor, amin. Ce narațiune îți spui? Pentru că femeia asta îmi place. Că începe să schimbe narațiunea, îmi place mult de tot, lasă dezamăgirile, lasă epuizarea și începe să facă o mărturisire de credință, începe să vorbească cu ea, căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Vă mai aduce aminte de o altă femeie disperată care a venit cu fiica ei demonizată la Hristos? Și Domnul îi spune,
Eu am venit pentru oile pierdute a lui Israel și pâinea asta nu pot să o dau la căței. Și a zis, Doamne, dar căței mănâncă de la masa stăpânului. Și a zis Domnul Iisus, o femeie, ce mare e credința ta. În seara asta, mă rog, credința să ridice în tine. Pentru că Dumnezeul nostru poate. Dumnezeul nostru poate. Eram la rugăciune săptămâna trecută și am auzit mărturii aici cum Dumnezeu a vindecat, cum pentru oamenii pe care ne rugăm Dumnezeu îi atinge. Da, Dumnezeul nostru poate. E timpul să lași epuizările, e timpul să lași dezamăgirile. Pentru că dacă toate variantele posibile, vezi, în dreptul ei se folosește un cuvânt, chiar cuvântul plagă. Acolo în original, unde-i sensul? Femeia asta a umblat o plagă după ea, o plagă nerezolvată. Țâșnea acolo din ea sânge neîncetat. Și știi ce se întâmplă? Își schimbă narațiunea și începe să creadă. Știi ce? Știi ce? De ce n-aș fi și eu una din ăștia care strigă pe stradă? Sunt vindecată! Iisus m-a vindecat! Wow! Biblia spune că s-a dus. Biblia spune a venit din spate. Probabil că mulțimea îl împingea, trecea și cumva, în epuizarea ei a ajuns, a perseverat să ajungă. Și Biblia spune acolo cuvântul că a prins poala hainei, dar spune Scriptura în limba originală, a prins-o cu forță și a ținut de ea. Dragul meu, ții de Hristos cu toată puterea. Dar știi, ca să ții de Hristos trebuie să dai drumul la dezamăgiri. Trebuie să dai drumul la lucrurile lumii. Nu poți să ai și lucrurile lumii și lucrurile lui Hristos. Trebuie să dai drumul la ceva ca să prinzi poala hainei lui Hristos în seara asta. Nu știu cum ai venit în seara asta aici. Poate ai venit și tu epuizat, fizic, obosit, prins în datorii, epuizat emoțional, fără credință. Ți s-a spus, nu mai ai nicio șansă. Ascultă-mă, femeia asta nu mai avea absolut nicio șansă. Era cronică boala ei, o ducea spre moarte. Și știi ce? Ea a zis, dacă mă voi atinge de poala hainei lui, mă voi vindeca. Sunt trei lucruri care îmi plac la ea și vreau să le menționez în seara asta. Nu știu cât de bine o să iasă, dar eu vi le dau. Femeia asta a schimbat narațiunea în mintea ei. Și știi, întâlnesc foarte mulți copii de Dumnezeu sau credincioși care narațiunea lor este ce le-a spus. Strada, anturajul, nu exagera, hai să nu exagerăm, tu chiar crezi că are Hristos timp, așa îmi spuneau mie când m-am pocăit, bă, trancă, băiatul, stai așa, tu chiar crezi că are Hristos timp pentru unul ca tine, un prăpădic ca tine, un golan ca tine? Bă, băiatule, vino-ți în fire, mă, tu te acolo în ultima bancă, stai vreo 25 de ani și după aia să ai tupeu să strigi tu la Dumnezeu. Dar mie mi-a spus Biblia altă narațiune, cheamă-mă și-ți voi răspunde. Care e povestea care ți-o spui, dragul meu? Pentru că tu trăiești datorită poveștii pe care tu ți-o vinzi. Dacă tu începi să spui despre tine, sunt un nimeni, sunt un incompetent, mă simt așa, mă simt așa, dai glas emoțiilor tale negative, ce diavolul spune, trage din iadul lui săgeți cu necredință, cu neputință și tu începi să le accepți ca adevăr, în loc să crezi adevărul lui Dumnezeu, atunci povestea ta va arăta total diferit decât povestea acestei femei. Vezi, tu a venit un timp în viața ei în care zici, destul, trebuie să schimb povestea, trebuie să schimb doctorul. În seara asta te chem să schimb doctorul. Ai fost pe la toți doctorii, îți doctor și la spital și prin biserică, toți care știu, sfaturi băbești, sfaturi moșești. Păi n-ar trebui să faci așa, să faci așa, să faci așa, să... Dragul meu, du-te la Biblie, du-te la Hristos. Menționam dimineață că orice deviere de la cuvântul lui Dumnezeu este neascultare. Dumnezeu nu vrea să trăiești în neascultare, pentru că neascultarea produce fățărnicie, o religie falsă și mai devreme sau mai târziu rătăcire. El vrea să rămâi în adevăr. Ce spune adevărul? Că Dumnezeu este vindecătorul. Biblia spune în Psalm, El a trimis cuvântul lui și i-a vindecat, nu i-a ologit. Care este povestea care ți-o spui? Îmi place că femeia asta a avut curajul să schimbe povestea, a avut curajul să lase să crească în ea credința, speranța și știi ce? Și-a schimbat și mărturisirea. În momentul când te atinge cuvântul lui Dumnezeu, pentru că credința vine în urma auzirii, da? Ea a auzit că acest Hristos mergea prin satul ei sau orașul ei sau ce era acolo și a început să creadă și a schimbat mărturisirea.
Până acum spunea și ea ce spuneau doctorii, spunea și ea ce spuneau oamenii, ce îi spunea soțul, toată viața o să fii izolată, o izolată, o stigmatizată. Dar din momentul când a auzit, credința a crescut în ea, a prins din nou aripi și a zis, știi ce? O să zbor din nou pentru că Domnul poate. Nu o să stau o viață întreagă izolată și stigmatizată. Hristos poate! Oh, da, Hristos poate! Al doilea lucru care mi-l învață femeia asta în seara asta este că și-a luat curaj și a acționat pe bază de credință. Omule, noi nu suntem chemați să mergem prin vedere. Dacă am luat decizii doar pe speculațiile financiare, n-am mai semănat niciodată. Zice un verset în Biblie, cine se uită după nori? Cum? Păi da. Dacă tot te uiți, bă, plouă, nu plouă, hai să nu semănați, plouă, nu plouă. Nu, dragul meu, noi semănăm în credință. Noi mergem în credință, ne căsătorim în credință, chiar dacă nu avem bani în buzunare, amin? În credință ne apucăm de construit o casă, în credință zidim o biserică, în credință ne ridicăm și vorbim în numele Domnului Iisus Hristos. Da, cel neprihănit va trăi prin credință. Vezi cum femeia asta s-a strânit credința și ea a prins momentul, n-a lăsat-o ca să se diminueze, a acționat pe baza ei. Are român o vorbă bună, bate hierul cât e cald. Dragul meu, de câte ori ți s-a strânit credința în biserică aici și ai lăsat-o să se ducă, să se ducă, să se ducă, să se diminueze și n-ai acționat pe baza ei. E unul din lucrurile care ne învață femeia asta este că atunci când Hristos îți vorbește, îți atinge inima, e timpul să ieși în față, să prinzi de poala hainei lui ca să-ți primești miracolul, amin? Îmi place de ea că s-a lăsat încurajată și asta explică și riscul care și l-a luat, pentru că aduceți-vă aminte, femeia asta era stigmatizată. O știa tot satul. În momentul când a pășit în afara curții, știți care era riscul? Moartea. Și ea totuși a avut curajul să meargă dincolo de moartea asta, să zică, știi ce? Și dacă o să mor, și dacă o să mă lovească, vreau să ating de poala hainei lui Hristos, sunt gata să plătesc prețul! Tata, mi-e rușine. Tata, nu știu dacă o să se întâmple. Tata, de ce să mai ies în față, că am ieșit de atâtea ori și nu s-a întâmplat? Nu știi când e ceasul care Dumnezeu l-a pus pentru tine? Continuă să ieși. Mi-aduc aminte o poveste cu o femeie care nu putea rămâne însărcinată și aproape la fiecare rugăciune, când se făcea rugăciune pentru bolnav și pentru restaurare, ea ieșea în față. Și la un moment dat și surorile, las-o baltă. Nu, eu trebuie să ies în față. De-abia aștepta să se facă chemare la altar. Ea știa că trebuie să iasă în față. N-a lăsat nici scaunul să o țină, nici rușinea, nici eșecurile trecute, n-a lăsat-o nici dățile alea, sute de dăți când a ieșit și nu s-a întâmplat nimic. De fiecare dată își lăsa credința să se ridice și acționa pe baza credinței. O, da, fii curajos, dragul meu, în seara asta. Când o să facem rugăciune pentru bolnavi, vino să-ți prinzi miracolul din poala hainei lui Iisus. Nu sta acolo legat pe un scaun, că scaunul nu-ți dă nimica. Nu-ți dă nimic. Lasă rușinea. Păi da, dar am mai ieșit de 6 ori să ruga frață pentru mine. Mai ieși odată! Nu lăsa limitările astea omenești să te țină. Mergi până primești. Cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Mi-aduc aminte de Ilie, profetul Ilie, să urcă pe un munte, să pune în genunchi cu cap între picioare și începe să strige numele lui Dumnezeu și îl trimite pe Elisei, du-te și cercetează, vezi, e vreun orișor, nu. Și a doua oară s-a rugat, și a treia oară s-a rugat. Și de câte ori s-a rugat? De 7 ori! Șaptele e numele numărul perfect. Cu alte cuvinte, roagă-te până primești răspunsul, până Dumnezeu trimite ploaia. Nu te lăsa. Căci Biblia spune, dacă cereți ceva în numele meu, veți primi. O, îmi place de femeia asta, mă încurajează. Lăuda să fie Domnul. Îmi place ce spune Scriptura. Vreau să citim asta. Și îndată a secat izvorul sau fântâna sângelui ei. Incredibil. Cuvântul îndată acolo și ce spune? Fără întârziere, deodată, prin surprindere, a luat prin surprindere pe toată lumea, când s-a uitat ăștia, nu mai țâșnea sânge din ea, ea când s-a uitat a văzut că nu mai și-a știut că este, a simțit că în trupul ei s-a tămăduit de boală. Incredibil. Tu știai că Dumnezeu, Domnul nostru, vrea să ne ducă în sezonul îndată? Eu cred că El aduce un sezon pentru biserică, sezonul îndată. Când nici nu o s-a pus să te rogi și vei primi răspuns. Nici nu o s-a pus să chem numele Domnului că Dumnezeu știe și vei primi răspuns. Spune Scriptura la un moment dat în unul din proroci că secerătorul va ajunge pe... Și invers.
De ce? Pentru că Dumnezeu accelerează lucrurile în timpurile astea. O, îmi place atâta de mult, fără întârziere, fără întârziere. Noi, de exemplu, avem aici la Dodo un pedalboard din ăsta cu multe pedale și una dintre pedale se numește delay. Delay înseamnă sunet întârziat, adică când dai să se audă așa și el se aude printre celelalte sunete și le înfrumusețează. Nu e un sunet principal, dar le înfrumusețează. E aici, spune exact cuvântul ăla, e fără delay, fără întârziere. Pentru că atunci când a pus mâna, imediat a sărit puterea din trupul Domnului Iisus Hristos. O, Doamne, în seara asta voi vedea niște minuni, lăudați să fie Domnul. Vă spun sincer, prima minune deja am văzut-o în mine, pentru că eram leșinat, dar Dumnezeu mi-a dat putere să predic. A doua minune, mi-am dilitat predica din greșeală înainte să vin la biserică și am reușit să mai scriu câteva idei. Și cred că Domnul mă va folosi și așa, amin? Pentru că în data a ieșit din el o nouă putere și lăudați să fie Domnul că mi-am scris câteva gânduri. Aleluia! Dar îmi place ce mai spune aici Scriptura, dragii mei. Domnul Hristos întoarce la ea, vrea să vadă cine, nu pentru că nu știa, pentru că Dumnezeu știe toate lucrurile. Amin? Acolo în original e cuvântul genosco sau e cuvântul grecesc genosco, de unde vine al nostru, cunosc. Dar el a cunoscut cine era, numai că a vrut ca să-și asume și a vrut să o restaureze public de stigmatizarea ei. O, îmi place atât de mult, cum spune Scriptura, parcă așa, nu știu câți ani avea femeia asta, dar mă impresionează, sincer, aș fi chemat-o la masă. Doamne, îmi place de ea, cum spune aici, zice, se uita în jur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta, vedeți că Domnul știa că este o ea, din prima, lăuda să fie Domnul. Și femeia, înfricoșată și tremurând, de ce era înfricoșată și tremurând? Pentru că dacă poporul nu o ucisese cu pietre, acum ea atingându-l pe Hristos, l-a făcut? Ar fi putut să-l facă, dar nu poate să-l facă nimeni pe Hristos necurat. Lăudați să fie Domnul. Și dacă poporul nu a ucis, i-a atins un bărbat, a făcut un păcat, că a atins pe cineva, al doilea că era bărbat, al treilea că era rabin și acum s-a uitat înfricoșată la el. Ce o să facă ăsta? O să ia piatra să dea? Și îmi place că Domnul Hristos nu dă cu piatra. Aleluia! Nu-l mai certa pe ăla care mai credea 100 oară zi. Du-te mă și mai crede odată. Sunt cu tine. Dacă tu crezi, merge acolo în față că mă rog cu tine. Nu-l mai limita cu necredința ta pe cel care crede. E un păcat, dragul meu. Femeia înfricoșată și tremurând că știa ce se petrecuse, ne-a venit de s-a aruncat unde? La picioarele lui. Ne mai învață ceva. Recunoștință. Și a spus tot adevărul. E incredibilă fraza asta. Nu vreau să intrăm în detalii, dar am o percepție mică că undeva pe drum femeia asta fusese credincioasă și a început să umble cu neadevăruri și a început să se îndepărteze de Dumnezeu. E doar o interpretare a mea asta. Poate nici nu e așa. Dar vezi, i-a spus tot adevărul. Când s-a întâlnit cu adevărul, femeia a spus tot adevărul. Pentru că în fața lui Hristos este totul descoperit și gol. Dar îmi place ceva ce se întâmplă aici mai mult. Dar Iisus i-a zis, citim împreună, fiică, opriți-vă. Nu-i zice femeie, cu toate că e femeie. Știi ce îi spune? Fiică. Cât am așteptat momentul ăsta. Ai umblat pe la toți doctorii, ai căutat toate soluțiile pământului, ai cheltuit toată averea ta, pentru că a fost o femeie bogată, probabil. Vorbește de avere aici, nu vorbește de câțiva gologani. 12 ani să investești în doctori și în tratamente, ai căutat peste tot și în sfârșit ai venit la mine, doctorul doctorilor. Fiică, o ia în brațe, o adoptă. Gândește-te ce cuvânt frumos. Poate lumea din jur îi spunea, necurat-o, nenorocit-o, stigmatizat-o, tot felul de cuvinte și de etichete. Și Hristos cu un singur cuvânt îi ridică 12 ani de respingere, 12 ani de izolare, 12 ani de traumă emoțională, 12 ani și ce fiică. Credința ta te-a mântuit. Du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Dar eu vreau să vă întreb, nu spune Scriptura 4 versete mai înainte că ea se vindecasă? De ce a mai vindecat-o Hristos aici? Aici a dat vindecare în identitatea ei. A ridicat-o din nou la statutul la care era. Nu ești o stigmatizată, ești o fiică a lui Avram. Și ai dreptul prin credință să vii și să primești promisiunile și manifestarea vindecării în viața ta. Dragul meu, nu lăsa pe nimeni să-ți zică că Dumnezeu
nu poate face pentru tine pentru că e prea târziu. Eu am auzit, stând pe scaune, când s-a făcut chemare la rugăciune, n-are rost să mergi, că ai mai încercat de atâtea ori și nu s-a întâmplat nimic și mai bine nu te duci că te faci de râs și te văd surorile și te văd frații. Și îmi venea să intru până podea în jos și să ies din nou în sus. Nu limita pe nimeni, dacă vrea să iasă, zi, sunt alături de tine. Du-te înainte, du-te în față, sunt cu tine. Dar ce dacă ai mai ieșit de 100 de ori? Mai ieși odată. Poate că asta este ziua care Dumnezeu a planificat-o ca să ne atingă. Amin? Nu limita cu necredința ta pe omul ăla. Luptă și riscă, chiar dacă rușinea zice rămâi pe scaun, te rog. Nu te închina rușinii. Eu cunosc oameni și am văzut, dragii mei, cum Dumnezeu vindecă. Și am văzut oameni care au ieșit și oameni care n-au ieșit. Și a venit odată o doamnă la noi și a zis, eu n-am ieșit pentru că n-am vrut să fac ce îmi spuneți voi și eu cred că Dumnezeu mă atinge din ultimul scaun. Și am spus așa, Dumnezeu te poate atinge din ultimul scaun. Dar Dumnezeu ne vorbise nouă, care conducea în conferința asta, ne dăduse îndemnul ca să vă chemăm în față la rugăciune, pentru că El ne-a promis nouă slujitorilor că o să facă o atingere deosebită. Acum tu ai fost un pic în neascultare, ai stat acolo, e treaba ta. Nu că vreau și eu acum, dar să terminasă conferința. Oamenii au fost tămăduiți, oamenii au fost eliberați. Am avut o doamnă în Chișinău, 15 sau 12 ani de pastile de depresie, oameni buni. A fost eliberată instant, pentru că depresia era un duh peste viața ei. Boala este un duh, dragul meu. Poate începe ca o consecință a păcatului sau poate începe ca o consecință a lucrurilor care nu sunt acolo stabilizate în corpul tău, dar până la urmă, boala trebuie ca să aibă un vindecător și ăla se numește Hristos, amin? Nu știu cu ce boală ai venit în seara asta aici, dar Hristos vrea să te atingă și fizic, și emoțional, și mental. Vrea să-ți restaureze identitatea. De asta vreau să te rog, nu lăsa vocea aia care îți spune că nu are rost să nu ieși în față. Pentru că tu nu știi când lucrează Dumnezeu. Necredința spune, nu are rost, am mai încercat. Credința spune, poate astăzi este ziua. Și ea își zicea, ce își spunea? Mă voi atinge de poala hainei lui și mă voi tămădui. Vindeca. Este această credință în tine în seara asta? Eu cred, eu am venit astăzi aici, vă spun sincer, am mulțumit lui Dumnezeu și acasă, ne rugăm în fiecare zi și am zis, Doamne, întinde-ți mâna să se facă semne și minuni. Vrem să vedem biserica ta eliberată, restaurată, Doamne Iisuse, Tu poți, Doamne, Tu ai făcut-o și Tu o să o mai faci. Pe tine nu te limitează o predică, nu te limitează un om. Până la urmă, tu poți lucra și prin măgăruș cu ochelar, nu contează. Așa că vino cu credință, nu păstorul te vindecă, Dumnezeu te vindecă. Vino cu credință, vino cu credință, pentru că Biblia ne promite rugăciunea fierbinte a celor. Ce va face? Îl va tămădui pe cel bolnav. Crezi tu asta? Haleluia! Dacă ești în situația acestei femei astăzi, te confrunți cu problema asta cronică, te rog, vino să-L atingi pe Domnul Iisus. Sunt momente când El ne atinge pe noi, dar sunt momente când noi trebuie să mergem la El. Și eu cred că ăsta e unul din momentele alea în istorie. E o dată specială astăzi. Ce dată e? 28 mai. În care să-ți aduci aminte că ai făcut un pas spre Mântuitorul și ai zis, Doamne, ăla meu să așa, ăla meu să așa, ăla meu să aia, ăla meu să aia. Sunt mulți doctori pe planeta asta, mulți vraci. Dar Tu ești singurul doctor adevărat. Dragul meu, mă rog ca Domnul să-ți deschidă mintea, să-ți deschidă ochii inimii și să începi să vezi lucrurile care nu se văd. Prea mult mergem în lumea naturală, prea mult ne ghidăm doar după ce văd ochii noștri firești. Dar cum stăm cu credința, oameni buni? Dimineață Domnul Hristos prin cuvânt ne provoca, cercetați-vă pe voi înșivă dacă mai sunteți în ce? În teologie? În concurs de versete biblice? În biserică? În credință? Lasă cuvântul lui Dumnezeu să-ți vorbească. Îmi place ce îi răspunde Iisus tatălui
acestei fetițe pe care urma să o vindece, în timp ce femeia s-a atins, Iisus i-a răspuns: tu zici dacă poți? Totul este cu putință celui ce crede. Voi mă credeți că pe mine nu mă lasă să dorm versetul ăsta? Doamne, dacă totul e cu putință pentru cel ce crede, ce îmi lipsește de câteodată nu se întâmplă lucrurile? Unde este lipsa? Unde e minusul în viața mea, Doamne? Dar noi știm, Roman 10 cu 17, credința vine prin auzire. Vedeți cum a funcționat la femeia asta? Ea s-a lăsat încurajată de mărturile celorlalți, a crescut credința în ea și imediat a acționat. În seara asta mă rog să-ți aduci aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos. El este un tată bun. El este un tată bun. El vrea să ne vindece. El vrea să-ți dea pace minții. El vrea ca să dezlipească acea stigmă care ai avut-o ani de zile peste tine. Eu vă spun sincer, am întâlnit oameni născuți din nou, care îl iubesc pe Dumnezeu și mi-au spus: omule, încă și acum aud vorbele lui tătuca. Bă, tu ești un gunoi, niciodată nu o să faci nimic bun în viața asta. Zice, nu mă pot măsari, am copii, îi iubesc, am soție, îi sunt fidel, n-am înșelat-o niciodată. Am un job, mă, dar nu pot, mă, zice, din când în când mă lovește așa, ca o mână din spate, din trecutul meu, efectiv îmi dă câte o săptămână, două peste cap. Ce s-a întâmplat oarecum omul ăsta? Diavolul a folosit pe tatălui să vorbească, să pună o săgeată acolo în sufletul lui care trebuie scoasă afară. Poate și tu ai niște săgeți din ăștia. S-au spus profesorii la școală ceva urât, mama ți-a spus ceva urât, tata ți-a spus ceva urât, surorile ți-au spus, tu vorbești ca lui David, ai venit aici să te dai mare, ce crezi că faci? Aici suntem noi soldați adevărați pe câmpul de bătălie, ai venit să te dai mare, să ne arăți la toți, ce cauți aici? Du-te de aici, du-te acasă la oile alea și stai acolo, că acolo te-a trimis tătuca. Oameni buni, nu lăsați pe nimeni să vă limiteze, ce Hristos a promis îl poate să facă, amin? Dacă El a spus că poți fi vindecat, tu poți fi vindecat. Dacă El a spus că poți fi restaurat, tu poți fi restaurat. Dacă El a spus că poți avea o minte nouă care gândește filozofia împărăției cerurilor, așa va fi. Dacă El a spus că prin mâinile noastre se pot face semne și minuni, așa va fi. Pentru că tot ce spune El rămâne în picioare, este viu și lucrător cuvântul. Și eu cred că în seara asta există o putere aici în noi. Și există o putere în Hristos care la momentul rugăciunii Dumnezeu va declanșa în mijlocul nostru. Așa spune Scriptura, puterea care lucrează în noi. Dragul meu, nu lucrează doar burgerul care l-ai mâncat la prânz, sarmalele și leveșa. Lucrează o putere în tine. Și e puterea lui Hristos cel înviat din morți. E puterea Duhului Sfânt. Ea lucrează și acum lucrează. Și vrea să-ți înnoiești mintea. Și să spui împreună cu El, pot totul în Hristos care mă întărește. Nu mai știu exact vârsta, dar în timpul unei operații am rămas paralizat, total. Încercam să cer apă, nu puteam, încercam să comunic, nu puteam. Am rămas cu gura deschisă, mi-era atât de uscat gâtul. Și încercam să le fac cumva semne prin ochi să-mi aducă și mie puțin apă. Două săptămâni fără apă. Interesant. Mama plângea, doctorul i-a spus, luați-l că nu o să mai meargă niciodată. Nu-l cunoșteam pe Domnul Hristos cum îl știu astăzi. Îl știam din poveștile bunicii mele. Și știi ce am zis? În gândul meu, Doamne, eu știu că Tu existi. Dar sincer, mi-e greu să cred că vrei să ai de-a face cu unul ca mine. Am fost un om rău, am fost un golan, am făcut tot ce mi-a trecut prin cap. Îmi pare foarte rău, dar te rog, nu mă lăsa pe patul ăsta pentru toată viața mea. A fost un proces greu, dar în 6 luni de zile eram recuperat. Îmi rămăsese doar gâtul blocat. Mă întorceam așa, ca lupul. Pentru că Domnul avea să mă transforme în câteva luni în oaie. Dar vezi tu, Dumnezeu răspunde dacă îl chem. Dumnezeu lucrează. Ne-am rugat pentru o femeie în Republica Moldova, era din Odessa. Mi-aduc aminte că a venit fiul ei și a zis, uite, o iubesc foarte mult pe mama, tată, nu mai am. E în faza 4, cancer, doctorii au dat 3 săptămâni, să mai poate face ceva. Zic, eu nu. Dar Hristos da. Și i-am spus, tu crezi? El zice, măi, eu chiar cred. Harașo, hai să ne luăm de mâini. Ne-am rugat o rugăciune scurtă, eram obosit, trebuia să plecăm în România. Credeți-mă, nici nu mi-aduc aminte ce cuvinte am spus, ceva. Tată, ai milă, îndură-te, credem că tu o vindeci, amin.
câteva săptămâni mai târziu primesc un e-mail: Domnul să binecuvânteze viața și casa ta, Dumnezeu a lucrat. A fost la doctor, nu mai are niciun cancer. Dumnezeul nostru e mare. Și zice, nu vine să cred, că de obicei, zice el, Dumnezeu salvează de ăștia mai tânări, dar văd că se îndură și de ăștia mai bătrâni. Dumnezeu se îndură de cei care îl strigă și îl cheamă. Dumnezeu se îndură de cei care îl cheamă, dragii mei, cheamă-mă și îți voi răspunde. În seara asta vom face o sesiune așa puternică de rugăciune, dragii mei, pentru bolnavi. Eu cred că Domnul ne va atinge. Eu am venit aici și cred că Hristos ne va atinge. Pot să vă spun multe minuni din viața mea. Aveam ficatul și plămânul distrus. După 10-12 ani de nicotină și alcool, beam câte 3-4 zile și știi ce? M-am dus și mi-am făcut un, cum îi spune, examen. Și mi-a spus doctora, maică, câte litre de vodcă bei pe zi? Zic, nu mai beau, m-am lăsat că m-am pocăit. Zic, e, cine te crede? Dar mă lăsasem pentru că mi-am dat viața lui Hristos. Și știi ce am zis? Doamne, nu mă lăsa cu ficatul ăsta stricat. Nu mă lăsa, Doamne, iartă-mă că mi-am bătut joc de viața mea. Vreau un ficat nou. Vreau un ficat care să te slujească pe tine. Îndură-te, o Doamne, îndură-te de mine. Câteva săptămâni sau o lună mai târziu am reluat examenele și îmi spune doctora, măi, nu știu ce ai făcut, nu știu unde ai fost, dar ficatul tău este nou. Plămânii tăi curățați. Lăudat să fie Domnul. Mi-aduc aminte, eram plecat în Suedia în 1998 și aveam probleme cu un rinichi, îmi căzuse un rinichi și era să punea problema de o intervenție și la un moment dat, în timpul conferinței cu Yonggi Cho, era un păstor din Corea de Sud, la un moment dat n-am ieșit în față că nu știam limba, nu știam să mă înțeleg cu suedezii, cu coreenii și m-a văzut cineva trist, un basist, unul care cânta la bas. Și zice, ce-i cu tine? Păi zic, uite, sunt supărat că Dumnezeu m-a atins la genunchi, pentru că nu puteam să merg bine atunci. M-a atins, m-a vindecat genunchiul, am simțit o căldură puternică în genunchiul stâng. Dar n-am cerut tămăduire și în rinichi și mă doare rinichiul ăsta. Zice, nu-i nicio problemă, ne rugăm chiar aici pentru tine. Și a pus mâna peste rinichiul meu drept, a chemat numele Domnului, în numele lui Iisus Hristos, o rugăciune scurtă cu credință. El a plecat, ne-am strâns mâna, eu am plecat, ajung în România, fac examenul, zice doctor, același doctor, mă, ce nebun ți-o zis că ai tu rinichiul căzut? Mă, omule, mă, rezultă. Păi zic, domnul doctor, e semnătura dumneavoastră. N-are cum să fie, ăsta e altul, zice, care ți-o zis. Tu ai rinichiul sănătos, mă. Aveam 19 ani jumate. În viața mea n-am mai avut probleme la rinichi din momentul ăla. Și eu sunt cu apa minerală. Dacă vreți să mă faceți fericit, apă minerală. De ce? Pentru că Dumnezeu tămăduiește. Și v-aș putea spune multe și multe și multe minuni. Ultima minune care am experimentat-o aveam în piciorul ăsta de la condus. Pentru că eu așa stau la volan, am condus undeva peste 2 milioane și de kilometri. Aveam un, cum se spune, pinte, nu? Și eu și Vali Rogoveanu, că și el tot de la condus. Și eu m-am rugat pentru el și el pentru mine. Și am testul de la Baia Mare. Mi-a arătat ăla pintenul. Acum mi-am făcut alt test, nu mai am pintenul. Zic, doamna doctor, vreau să mă mai întreb ceva, că nu m-am întrebat. Cu pintenul ăla ce facem? Și ce pinten, că n-ai niciun pinten. Dumnezeul nostru poate. Dragii mei, ăștia sunt numai în privința mea. Dar câți sunt aici care au fost atinși de puterea lui Dumnezeu? El vindecă fizic? El vindecă emoțional. Nu trebuie să porți trauma aia de abuzată sau de abuzat o viață întreagă. El te poate vindeca azi. El te poate restaura azi. El te numește fică. Nu te numește eșec. Nu-ți spune distrus, nu-ți spune gunoi, nu-ți spune golan. El îți spune fiule. Mă bucur că m-ai atins. Pentru că asta era pentru tine. Aș vrea să lăsăm timpul care mai rămâne pentru rugăciune și cântece la adresa lui Dumnezeu, pentru că pentru mine cântecul la adresa lui Dumnezeu e recunoștință și mulțumire că El ce a promis poate împlini. Și aș vrea să te gândești bine, care este boala cronică care o porți după tine? Poate o porți în trup, poate o porți în sufletul tău sau poate o porți la nivel de minte. Pur și simplu spunea cineva, Sani, crede-mă, știu versetele,
am citit nou, nu pot să cred că Dumnezeu mă iubește și pe... E imposibil să cred. Eu nu cred că mă poate iubi. Unde avea omul ăla o problemă? Aici era boala cronică. De ce? Pentru că tatăl și mama lui l-au părăsit, l-au trimis la cămin, acolo a fost bătut, a fost abuzat și el nu poate să accepte că cineva pe planeta asta îl iubește. Dar Dumnezeu poate să te vindece, să-ți vindece mintea. În seara asta, dragii mei, să știți că eu cred că Duhul Sfânt este deja la lucru. Eu am venit aici cu credință. L-am lăudat pe Domnul. Și am zis, Doamne, lucrează ca în vremea lui Ilie, fă să se cunoască că Tu ești adevăratul Dumnezeu. Că noi suntem slujitorii Tăi și să ne întoarcem de la rău la bine, dar atinge-ne, Doamne, că vrem să atingem poala hainei Tale din nou prin credință. Dragul meu, vino cu problema ta în față, dar vino specific. Când ajung frații păstori să se roage sau ceilalți slujitori pentru tine, spune, mă cheamă Ion, am 35 de ani și problema mea e asta, numește-o specific. Pentru că orbul Bartimeu ne-a învățat ceva. Să cerem de la Iisus, să cerem specific, să cerem cu credință, la fel ca și femeia. Vino și cere specific. Nu vii aici în față și ne iei 20 de minute din timpul de rugăciune, care am putea să-l dăm altora, să-l raportăm, da? Și zici, pentru orice. Nu așa. Asta nu. Vino și cere specific. Avem oameni care dimineața s-au anunțat, care au nevoie de intervenția lui Dumnezeu, cum să vă spun, dacă Dumnezeu nu lucrează, nu vă pot spune mai mult. Sunt aici, ne vom ruga imediat pentru ei. Deci vino, dacă ai o boală cronică fizică și n-ai scăpat de ea. 6 ani am stat cu durerea de cap, oameni buni. 6 ani de durere de cap. 6 ani. Și n-am știut ce este. Și acolo în Suedia am fost la o conferință și vine un păstor, zice, din toată conferința 250 de tineri înscriși să oprește și zice, tu de acolo ești dintr-o țară îndepărtată, nu ești de aici. Domnul mi-a spus că de 6 ani ai dureri de cap. Ăștia nu-s fizice, sunt demonice. Astăzi Hristos te eliberează. Crezi? Cred! Și din ziua aia n-am mai avut o durere de cap. M-a mai încercat diavolul din când în când, dar nu mai e. Era în fiecare zi fără oprire. Trebuia de multe ori să mă opresc că amețeam. De ce să le porți dacă Hristos deja le-a purtat? El rănile noastre le-a purtat. Pentru suferințele noastre a fost răpuns. Prin rănile Lui suntem tămăduiți, vindecați. Haideți astăzi să punem mâna pe Domnul. Să venim cu credință la El. Eu cred că El ne poate atinge, amin? Și acolo unde doctorii au zis că nu mai este nicio șansă. Noi știm că totul este cu putință pentru cel ce crede. Doamne, am predicat cuvântul Tău așa cum mi l-ai dat. Ne-ai învățat multe prin această femeie curajoasă care a hotărât să încheie sezonul ei de stigmatizare atingându-se de Iisus Hristos, să dea o pagină nouă. Și astăzi mă rog pentru biserica Ta de aici, ca pe fiecare dintre noi să ne strânești la credință, Doamne. Că Tu ești Domnul care poate. Doamne, noi credem că Tu poți să faci mai mult decât noi știm să cerem sau gândim. Doamne, la urechea omului nu s-a suit încă. Ochii noștri n-au văzut și mintea noastră nici nu poate să conceapă ce lucruri minunate și mari e pentru noi. De asta Te rugăm, Tată din ceruri, în seara asta, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, întinde-ți mâna să se facă semne și minuni în mijlocul adunării, pentru slava numelui Tău. Căci noi credem că Tu poți. Credem că Tu poți. A Ta este slava și onoarea. A Ta este cinstea. Dragii mei, o să facem așa. Cei care au nevoie de rugăciune, vă așteptăm în față. Trebuie să fie o rugăciune asumată. Vrem să ne rugăm pentru voi, vrem să vă slujim. Cei care nu aveți nevoie sau poate încă n-ați realizat care e, n-ați localizat bine unde e cronicul, unde lucrează în viața voastră, rămâneți în scaun, dar nu intrați pe telefoane. Fiți într-un duh de rugăciune cu noi pentru cei care au nevoie. Amin? Pentru că așa lucrează trupul lui Hristos împreună. Nu lăsa plictiseala și apatia să te doboare. Intră în duh de mijlocire și roagă-te pentru cei care sunt în față. Știi de ce? Că astăzi sunt ei, mâine s-ar putea să fii tu sau copilul tău.
Vino și sprijinește, pune umărul. Rugăciunea fierbinte a celor neprihăniți. E ok să stai jos? Dumnezeu ascultă rugăciunile și dacă stăm jos, dar fă ceva pentru aproapele tău. Arată-ți dragostea prin mijlocire și credință. Și știi ce? Nu sta, te rog frumos, să pui la îndoială ce s-a vorbit sau să zici, ia mă să văd ce se întâmplă. Nu, pune-ți credința în acțiune, în numele lui Iisus. Vino și tu cu credința acolo. Amin? Venim împreună cu credință. Pentru că biserica Domnului e supusă capului și capul crede deja. El crede că poate să facă. Tu crezi? Aleluia! Citesc din nou versetul 29. Îndată a secat izvorul, fântâna sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Eu cred că în seara asta vom vedea mâna lui Hristos la lucru. N-am nicio îndoială. O să auzim mărturii aici. Sunt absolut convins că vom auzi mărturii. De asta, în timp ce o să cântăm un cântec cu fratele Beni, un refren dintr-o cântare, cei care aveți nevoie de atingerea lui Hristos și să-L atingeți, veniți cu credință. Pentru că El poate. El vrea, El e bun, El e Dumnezeu nădejdii. Biblia spune că e bogat în fapte bune și făcător de minuni. Nu-i bogat în fapte de teroare, în fapte bune și făcător de minuni. Vă așteptăm în față.